Să locuiești într-o zonă submontană și să ai tot anul legume proaspete. Pare greu de crezut, nu-i așa? Tocmai de aceea vă invităm în Argeș, mai exact în satul Groșani, din comuna Poenari de Muscel, acolo de unde colega mea Elena Picu vă prezintă o rețetă de succes pe care un fermier o aplică. Născut și crescut la munte, acolo unde legumicultura este doar pentru oamenii puși pe muncă, după ce s-a retras la altitudini mai prietenoase, Costel Busuioc și familia sa este renumit în continuare pentru recoltele obținute. Sunt de la munte, de la Dumbovicioara, de fel. Dar când am venit aici, bunicii, părinții puneau 5-6 fire de roșii în grădină, nu se făcea nimic. Noi am văzut toată o emisiune la televizor despre regele Mihai, când a plecat în exil. Și chiar spunea acolo că s-au apucat de plantat legume, roșii, ardei, castraveți. Și am rămas așa impresionat și zic, hai mă, să facem și noi. Și am început, puneam pe la servici, soția că lucra cu mine la geam, răsat de roșii, veneam acasă, le plantam, s-au făcut frumoase, ne-a plăcut, s-a uitat toată lumea, uite mă, ce roșii a făcut afară. Încurajați de rezultatele muncii, solariile au răsărit unul după altul și s-au înmulțit de la an la an. În aceste zile, în timp ce tomatele plantate de curând stau deja să înflorească, ultimele verdețuri încă bucură ochii pofticioșilor. Puterea de cumpărare a argeșenilor a scăzut mult în ultima perioadă. Prea puțin dintre ei își permit să dea 10 de lei pe un kilogram de roșii sau castraveți. Prin urmare, s-au adaptat economiei de piață. Foarte mulți care doresc să mănânce sănătos se îndreaptă în continuare către salată verde, ceapă, usturoi sau mărar, iar legumicultorii argeșeni profită din plin de această situație. Legumicultor cu ștate vechi fiind, știe din experiență că rotația culturilor este unul dintre ingredientele recoltelor bogate. Vreau să pun salată, astea să las pe la sudignească. Că puneam în solarele mari, puneam spanac, mă rugam de lume să-l ia și salată astea. Așa pun pentru noi, uitați ce salată, uite. Am pus salată, ceapă, mărar, am pus niște ridii de lună, avem fost paștele acum mai câteva. Când l-ați pus și ce lucrări l-ați făcut? Ăsta l-am pus în toamnă. Mai rețin, dar toamnă, oricum, octombrie, noiembrie. Am arătat, am pus semințele, când a ieșit, le-am rărit, am lăsat doar câte una, să iasă salată așa frumos. Ceapa am pus-o normal și se vede ea acolo, mărar am pus pe între ori, că omul când vine să ia o salată, zice, vreau și mărar să fac o salată. Și toată iarna a ieșit bureană, le-am mai smuls. Le-ați mai udat? Le-am udat odată. Că să știți să menține umiditatea. Uitați, e pământul ud. Având mai multe sere în care cultivă legumele, poate să respecte și rotația culturilor, astfel încât să aibă și producții foarte bune, dar și recolte permanente, de foarte bună calitate. Acestea fiind doar câteva dintre motivele pentru care cumpărătorii îi bat la poartă în orice anotimp.